mi m-am maghiară, deci ordinea asta va fi, dacă îmi permiteți. Astăzi, la Consiliul Permanent, am făcut o analiză a situației politice și am luat toate detaliile, toate informațiile pe care le avem la această oră, să vedem ce avem de făcut, ce alternative există, după ce această coaliție PSD-ALDE nu a reușit să gestioneze o situație absolut normală, care într-o democrație parlamentară ar trebui să fie o situație absolut normală. Majoritatea trebuie să aibă dreptul, trebuie să aibă posibilitatea de a face o schimbare de guvern, o remaniere sau chiar o schimbare, începând cu premierul. Dar responsabilitatea îi aparține coaliției și ei nu au fost în stare să gestioneze această situație. Parlamentarismul, democrație parlamentară, înseamnă majoritate politică stabilă, majoritate politică transparentă. Deciziile politice trebuie luate în Parlament și nu în altă parte. Și guvernul trebuie să fie un guvern politic susținut de o majoritate parlamentară. Dacă vrem să redăm credibilitatea Parlamentului, dacă vrem să obținem până la urmă un stat de drept și separarea puterilor în stat, atunci aceste principii trebuie luate în considerare și trebuie să plecăm de la aceste principii în orice discuție și înainte de orice decizie. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să spunem răspicat că pentru această situație creată, neplăcută, absolut de cartea recordurilor, dacă vreți, coaliția de guvernare se face vinovat, ei sunt responsabili. Astăzi, noi în Consiliul Permanent am analizat deci această situație și am primit un mandat de a discuta cu toți cei care doresc o discuție cu noi. Începând de luni, vom discuta cu reprezentanții Guvernului, cu reprezentanții coaliției de guvernare PSD-ALDE și cu oricine, dacă dorește să avem o discuție pe această situație creată. Nu vrem și nu putem să decidem în ceea ce privește conflictele dintr-un partid sau dintr-un alt partid, din PSD, de data aceasta. Deci nu vrem să intervenim și nu dorim să arbitrăm conflictele lor interne. Dar nici nu putem accepta că o decizie a coaliției de guvernământ nu poate fi pusă în aplicare și de aceea ar fi bine să găsească ei o soluție înainte de a căuta soluții în afara coaliției de guvernare. Noi vom lua o decizie legată de moțiunea de cenzură, nu azi, nu mâine, nu poimâine. Vom lua o decizie probabil miercuri, înainte de vot, la ședința comună a grupurilor reunite și până atunci vom discuta, vom negocia și vom analiza în fiecare moment, în fiecare oră, în fiecare zi, ceea ce se întâmplă până miercuri. Trebuie să vedem și textul moțiunii, cum arată moțiunea. Colegii noștri mâine nu vor fi în București, dacă va fi convocat Parlamentul, fiindcă nu se poate ajunge în București și fără noi se poate citi, se poate semna, se poate înainta o moțiune de cenzură. Dar decizia legată de moțiune de cenzură, cum vom comporta și dacă vom vota sau nu vom vota o moțiune, o vom lua înainte de vot. Deci,